Și stând eu așa, după ce am terminat materialul, și simt că trebuie un bioenergetician, clar. Și caut pe net. Caut pe net și găsesc un nume, un domn. Intru eu acolo pe site, nu știu ce, la final un număr de telefon. Am zis, ok, sun, sigur o să-mi răspundă o domnișoară blondă și o să-mi spună că domnul este foarte ocupat și că o să mă sune el la vară. Sun, îmi răspunde un domn. Bună ziua, sunt Mirela Voicu, cu tare, spune poezia. Zice, vă doare omoplatul stâng, dar să știți că e de la aerul condiționat. Aveți o infecție la dintele din dreapta sus și aveți o de-aia cervicală, spondiloză cervicală. Eu, alo, ne auzim, am crezut că vorbește cu un pacient, gen, adică, deși pe mine, da, ce să vezi, chiar mă durea spatele. Și începe cu ce am avut, ulcer cu tare, mă rog, nu vă spun eu acum toate, să știți și voi, dar vă zic așa o parte din el. Dom'le, zic, bun, e adevărat ce spuneți, dar veniți la mine la emisiune? Da, zice, vin, dar te duci tu la dentist mâine că o să-ți face o infecție cu tare. Eu a doua zi mi-am luat liber, că am avut niște probleme de rezolvat pe la primărie și la primărie dacă te duci să-ți iei liber o zi sau concediu, practic. Și ce să vezi, pe la două jumate simt așa o treabă la un dinte și mă duc și îmi scot puroiul. Am zis, așa ceva. Evident că știam despre cine e vorba, domnul Viorel Pop. Îl știu de pe vremea când trăia reposatul Adrian Păunescu, regretatul Adrian Păunescu, că l-am tot văzut pe la televizor, dar niciodată n-am avut onoarea, plăcerea să mă întâlnesc cu domnia sa. Ca atare vin, l-am adus pe domnul Pop. Bună seara! Seara, bine, bună seara! La mine așa e? Chiar vă rog frumos! Da, atunci spui și tu Mirela. Ok. Bun, hai să lămurim. Cum ai reușit tu, sau de unde îți vine ție harul ăsta, talentul ăsta, puterea asta să-i spui unui om la telefon niște lucruri și el să rămână mut? Practic, da, eu nu spun asta pentru a mă afirma sau pentru a fi băgat în seamă. Da, știu. Deci la mine, mili fracțiuni de secundă, văd viața omului la început până la sfârșit. Și de foarte multe ori anumite persoane nu mă înțeleg când vorbesc foarte repede. Deci eu mă chinui acum, fac un efort extraordinar să fiu... Să vorbesc rar. Da, într-adevăr, am discutat amândoi la telefon și la un moment dat știu că vorbeam ca televizor, nu mai auzeam nimic. Da, eram mută, zic, frate, stai un pic. Ce Dumnezeu s-a întrerupt? Zic, alo, mă auziți? Da, spuneți. Și am truit iar până la capăt. Eu mi-am făcut datorie, v-am spus, v-am avertizat, deci nu v-am pus efectiv în temă. Da, asta da, nu înseamnă că aveți ceva grav sau... Nu poți să fii un RMN ambulant la telefon. Așa eram în armată. Deci tu ești un RMN. Așa eram în armată, la canal. Am fost sanitar. Așa. Și ce diagnostice puneam și trimiteam la spital în Constanța, se confirmau. Dar mie să spui de unde îți vine asta, mie. Ai avut-o din totdeauna, din naștere, s-a întâmplat ceva? Deci, în primul și în primul rând, da, ar trebui să facem, eu știu, 5, 6, 10 ani, emisiuni continuu în fiecare zi și păi tot facem. Nu reușesc. Cu cea mai mare plăcere. De mic copil am avut anumite calități și probabil mi-au fost dezvoltate mai mult sau amplificate datorită educației care am avut-o din familie. Am avut o bunică foarte credincioasă, Dumnezeu să o ierte. Dumnezeu să o odihnească. Și am fost și o persoană credincioasă. Bun, da, am avut foarte multe încercări. Eram și la liceu și la școală și peste tot. Când eram copil, spuneam părinților, mama, am văzut-o pe... Am impresia că vecina cu tare e bolnavă și o să moară. Hai nu mai vorbi prostii, hai nu mai... Dar cum? De unde să veni? Dintotdeauna ai avut-o de mic? Dintotdeauna. O perioadă, să fiu sincer, n-am vrut să mai accept. Nu mai spunea nimic, am fost închis în mine. Dar nu te-ai speriat la un moment dat, eu? Nu. Adică să vezi așa, uite, trece un om, uite, mă uit la băiatul ăsta, frumos el, decorativ, cu tare. Și zic, de cam trist. E trist, dar are nu un cu mine, e trist. Pe partea sentimentală, i-a întrebat. Tu auzi ce spune Viorel? Lasă, dă spufarinei așa. Ai o tristețe pe partea sentimentală, nu? O nemulțumire așa. Nu. Bine, mai vorbim. E cam mămos, să confirme. Bun, și le spuneai părinților tăi lucruri care se vor întâmpla. Da. Știam cea mai mare gafă care am făcut-o a fost când am spus că o să cadă regimul Ceaușescu. Și am vorbit în tren, a fost înregistrat, am știut exact ora când va fi executat, cum va fi executat. Am fost victimă, am fost anchetat. După aia am fost persecutat, tot lucra politic de țărăniști, am fost fără servici, dat afară din servici 4 ani de zile, m-am judecat, am câștigat procesul când eram în concediu medical. Le mulțumesc tuturor care au participat, că dacă nu erau ei, poate eram mai rău.
Și pentru mine asta a fost o lecție. Deci am învățat ce înseamnă să fie partea materială și partea spirituală. Aici greșim noi. Când ne atașăm de partea materială, ne ducem în fund. Păi da, trăim în lume, trebuie să plătim cu bani, roșiile, carnea. Da, uite, fă un experiment, îți spun eu. Acum, spre exemplu, azi suntem în 28, dau un exemplu, sau în 6, încât spui. Te duci la bancă și ai plătit rata. De ce îți faci griji, probleme pentru luna viitoare? Ce fac eu pe data de 6 sau pe 28 când trebuie să ne găsesc bani? Deci de fiecare dată Bunul Dumnezeu ți-a găsit o cale și te-a scos. E suficient numai să te gândești, Doamne, dacă merit, Doamne, ajută-mă, Doamne, sau fă de așa natură încât să primesc. Dacă, să vezi cum ai să le primești pe toate. Dar de multe ori uităm să mulțumim. Noi știm numai să cerem, nu știm să dăm nimic. Da, corect. Asta e problema. Și de aici apar problemele. Sau ne atașăm de problemele celorlalte persoane. Vai, săracul, în loc să fii cu soțul sau cu soția acasă, să discutați probleme familiare, ce vă interesează. Hai, iubita mea, să te ajut la cumpărături, hai să te ajut să faci mâncare. Cam rar așa ceva. Când îi vezi acasă, apare al doilea punct de lucru. Să vezi ce mi-a făcut șeful, ai auzit ce a pățit altul, ai auzit ce mai vine și copilul, mama, tata, nu știu ce, repezi. Și majoritatea copiilor, domnule, nu știu cum să-l mai educ. Am pretenții, îl trimit la școală, profesorul trebuie să-mi facă mie din copilul meu un prim-ministru. Nu e adevărat. Educația o primești de acasă. Conviețuirea, atașamentul față de copil, căldura aia sufletească. Copiii în ziua de astăzi sunt toți exact ca puii din avicola. Nu știu să alerge, nu știu să fugă, nu știu nimic calculatorul. Deci toți se zici că sunt ghidați, teleghidați. Aule, nu mai spune că și-a mai e la fel cu, cu tabletele alea. Nu, dar asta e adevărul. Noi ne-am depărtat foarte mult de la tradițiile care le avem lăsate de moși strămoși. De aia trăiau bunicii, străbunicii noștri, erau în armonie cu natura, erau în armonie cu energia naturii, cu tot. Auzi, dar tu ai flash-uri sau cum vezi tu? Sau cum și vezi? Acum, dacă văd, sau spre exemplu, văd, să spun așa, minimum ar fi la 2 săptămâni. Adică ce ți se întâmplă în viitoarele următoarele 2 săptămâni? La mine nu mă interesează. Deci la mine știu exact ziua, ora, minutul când plec. De aia nu am niciun fel de grijă de nimic. Și o accept, asta este. Și la ceilalți vezi pe următoarele 2 săptămâni? Nu, la toată lumea, tot ce este în jur. Deci sunt o persoană condamnată. Că am cabinete la Timișoara, la Oradea, la București sau unde am. Eu de dimineață până seara sau efectiv nu ies afară. Chiar dacă fac cumpărături, maxim 5 minute trebuie să rezolv totul. Fac așa un proiect, până trebuie să ajung. Un plan. Cu tare, cu tare, cu tare. Ajung. Mă obosesc foarte mult persoanele care le văd. Îl văd pe ăla ce îl suferă, văd pe ăla ce vrea să facă. E foarte obositor. Mulți spun, mamă, sau majoritatea, când am apărut prima dată la televiziune, ce n-aș da să fac cursul să fiu ca Viorel Pop? N-aș dori la nimeni. Doresc, care vor să facă. Nu, eu n-aș spun, adică... Dar e o greutate, vă spun sincer. Eu, dacă ascult, să zicem, un prieten sau un coleg care are o problemă, știi, te încarci automat cu ea și parcă te duci și tu spre suferința aia. Dar tu să ai 50 de oameni sau 70 de oameni pe care asculti și îi și reglezi energetic, adică nu e doar că îi asculti. Eu nu ascult pe nimeni. Nu? Deci lumea când vine la mine începe să turui. Cum ai turui la mine la telefon, dar nu mă normal, ascultă. Majoritatea s-au învățat. Vă ascult. Poftim? Vă ascult. Dar cu ce ocazie? Știi ce mă supăr? Un singur lucru. De multe ori sunt care nu cred de problema lor. Eu nu oblig pe nimeni să creadă. Dar numai de multe ori sunt luat la mișto. La cât de cunoscut ești tu, numai de publicitate. Eu sunt la telefon. Spun sincer, chiar în ultimele săptămâni am început să nu mai suport. Mă sună, bună ziua, sunt numele meu Viorel Pop. Spuneți, m-ați căutat. Da, Viorel Pop la telefon. A, bună ziua, sunt o doamnă. Vă rog frumos, spuneți cum vă numiți, dar sunt o doamnă, domnule, te interesează cum mă cunoști? Păi nu vă cunosc, dar vreau să vă cunosc, eu sunt Viorel Pop. Domnule, n-are importanță că nu m-ai văzut, cu ce te ajută că spun eu numele meu? Păi dorești programare. Păi da, sunt o doamnă din București sau din Bacău, vreau să mă programez. Și eu cum te trec acolo, o doamnă din Bacău? Sau? Dar nu trec nimic, închid telefonul. Zic, doamnă, când nu să vă botezați, când nu să aveți identitate, atunci discutăm ca oameni. Câtă energie ai tu de dai la toată lumea? Că tu deci faci nu am niște... energie, deci la mine este un flux de energie. Primesc și dau continuu. Primești de unde, Vio? De la Bunul Dumnezeu. De la Dumnezeu. Și dai mai departe, da. Că pui mâna pe pacienți, eu te întreb că nu știu, de aia te întreb. Nu, chiar nu... Deci de multe ori, de aia, poate nu o să mă credeți, dar fac și multe ședințe prin telefon. Pe telefon. Deci care crezi, efectiv, de multe ori când crezi și mai sunt și persoane, ce contează foarte mult? Deci există și aici o trinitate. În ceea ce facem. Deci terapiile care sunt clasice, dacă ar fi o armonie între spiritualitate și terapiile complementare, am fi cei mai buni. N-am avea nevoie de medicamente, de nimic. Dar aici fiecare e cu
gașca lui. Auzi, de toată lumea are energia asta și unii știu să o folosească, alții toată nu? Toată lumea am avut și toată lumea avem. Deci înseamnă bioenergie, înseamnă bios și energie, înseamnă energia viului. Dar noi pierdem. Uite, spre exemplu, nu mă feresc acum. Îmi place foarte mult natura, pescuitul, vânătoarea. Am 6 ani de zile de când nu mai merg la vânătoare. Dar mă duc mai mult pentru gașcă, pentru prieteni, am prieteni peste tot. Dar nu omor animale, ceea nu, ce e foarte asta bine. Sincer. M-am și îngrășat acum și nu omor. Și mă uitam la animal. Deci se spune că din capul vânătorului iese foc. Cum povestesc vânătorii. Nu este nimic altceva decât este adrenalina sau acea aură pe care o vede animalul. Deci noi toți am avut acest instinct, dar l-am pierdut din cauza urii, dușmăniei, oboselii, telefoane, mâncare proastă. Și cum alcoolul. Îți dai seama că ai mai mult decât cineva? Sau cum poți să-ți dai seama să-ți ajuți pe cineva? De exemplu, eu, să zic, am energie ca un om obișnuit. Nu am... Dai să dai spontan. Calitățile tale. Hai să-l ajut spontan. Pur și simplu uitându-te la el sau adresându-i doar două cuvinte calde. Dacă vrea contează să enorm. Dacă vrea. Dar n-ai voie să te bagi cu forța. Dacă intri cu forța în sufletul persoanei respective, ți-l faci dușman. Dacă vrei dureri de cap, bagă-te să ajuți pe cineva. Fă-i un bine cuiva. Dar asta cu câmpul energetic viu, cum zic. Tu mi-ai zis atunci, după ce am vorbit la telefon, ea zice să stai liniște pe fotoliu la 10 minute, un sfert de oră, vezi că o să simți așa o căldură, o moleșeală, un somn, am căscat pe aici, dar mi-a rupt gura. Păi nu, ai fost efectiv echilibrată. Deci prin un bioenergoterapeut nu vindecă pe nimeni niciodată. Deci care spune că este bioenergoterapeut și vindecă, greșește. Părerea mea, eu nu vindec. Deci un porumbel nu poate să zboare cu o singură aripă. Contribuim amândoi. Faci ceea ce spun eu, repari greșelile care le-ai făcut și nu mai mergi pe aceleași greșeli în continuare și se reîncarcă energetic toți centrii energetici. Discutam de niște centri energetici din țară, nu? Da, o să vedem sunt 7, mai târziu. Nu, eu nu le știu pe toate care sunt în Ceahlău, în Rarău sau cum sunt peșterea, nu știu care. Hai să lămurim o chestie. Deci suntem singura țară din lume care avem această onoare, de-aia spune și grădina lui Maicii Domnului. Acești 7 centri energetici sunt exact cum sunt centri energetici la corpul uman. Sau cum ne mai spun chakre, că acum au început tot felul de cursuri. De multe ori omul nu știe ce înseamnă anumite persoane, ce e aia chakra, ce e aia mantra, ce e aia hantra, o ia puțin pe arătură, cumpără literatură, vor să devină ca Viorel Pop sau maestri. În fine, asta nu judec eu pe nimeni. Deci acești toți, anumite persoane se simt cu problemele, blocajele care le au. M-am simțit foarte bine la Sarmise Getuza. Acolo este un anumit centru. M-am simțit bine nu știu unde. M-am simțit bine nu știu unde. Da. Vin, o să vezi că o să vin oameni din toată lumea să se încarce pe 28 octombrie. Da, știi cum este? Noi mergem cu totul, dar de schimbat noi nu schimbăm nimic. Ne încărcăm pe moment, este exact cum e fotoliul ăsta. Și la terapeut și peste tot. Vreau să îmi încălzești fotoliul. L-am pus, este inert, am pus mâna pe el, țin 20 de minute, mâna s-a încălzit, iau palma, după 5 minute e rece. Ce-am transformat? Și atunci energia aia trebuie și ea pe care o iei din aceste locuri pe care o să le vedeți în material. Dar eu nu iau. Deci eu nu am fost nicăieri. Sincer, tu nu iei. Tu ai ce să mai iei. Adică ok. Tu o dai deci la un lucru foarte esențial care probabil anumite persoane nu le știu sau știu, dar nu vor să le spună. Deci toți acești centri energetici se activează într-o singură zi pe săptămână, în toată țara. Toate, dar nu toate în aceea zi, ci fiecare... Toate în același moment. Toate în același moment? Toate în același moment. Deci cel mai puternic centru energetic este altarul din biserică. Aha, deci da, la Sfânta Liturghie, la când coboară Duhul Sfânt. Duhul Sfânt, în momentul ăla se activează toți centrii energetici. Acum ce simți? Vibrație, nu? Da. Deci asta a fost legătură... M-am uitat să văd dacă e cutremur. Nu, deci asta este vibrația. Deci în momentul ăsta eu am făcut conexiune exact cum ai spus. Uh-huh. Nu a regizat nimic. Păi să fim sincer. Ce dracu să regizăm, deci, doamne? Așa se întâmplă. Și băiatul simți, nu? Da, eu m-am uitat, zic, n-ai băiat, stai, că să mișcă astea pe aici. Deci, energia vine în fiecare duminică la slujbă, la Sfânta Liturghie, da? Da? Și se încarcă toată lumea cu ea. Toată lumea, dar depinde cât tu ai. Când ai ieșit afară, uite, Andrei, cu nenor, scuzați-mă că vorbesc. Păi nu ziceți așa, nu-i zi așa. Eu vorbesc românește. Uite nenorocita aia de vecina, de unde ți-a luat ea pantofi și mai face pe bisericoasă, uite la ce mașină are. Și ai pierdut-o, gata, s-a terminat. La ce mai merge acolo? Să mă vadă lumea că sunt... Și am mai observat un lucru, să-ți aduc o dată un material.
ce am văzut acum câțiva ani în China, parcă ieri am fost în China, am vrut și eu așa de curiozitate, a venit Minerva. Viorele, băi, nebunule, ce faci? Așa vorbim noi ca colegi. Nu vrei să mergi în China? Hai că merg. Am fost și în Tibet. Greșim enorm. De ce? Păi degeaba mă duc eu în Tibet, că ăia sunt, efectiv, fiecare are energia lui. Nu ai să evoluezi tu mai mult spiritual că ai fost în Tibet sau că ai fost în India și ai făcut nu știu ce. Nu, dar aveți niște tehnici. Nu te ajută asta, Viu? Eu nu folosesc nicio tehnică. Tu? Eu? Dar noi, ca oameni, trebuie să folosim niște tehnici ca să ne dozăm energie. Dar de ce energie? Ai nevoie să te duci în Tibet? Nu, n-am nevoie. Eu am, de ce ai nevoie să mergi în India? De ce ai nevoie să mergi? Mulțumesc. Și să vezi ce am pățit. Deci am fost în Tibet și la Sapotala și la un moment dat o pățisem, am avut o încercare. Deci am trăit niște clipe care m-au îngrozit pe fracțiune de secundă. M-am văzut într-o groapă neagră. Și atunci am conștientizat câte bogății am eu aici, ce frumos este în țara mea și ce caute un văgăun aia, ce se descoperă acolo, că nu găseam nimic. Deci aia era o întreabă lor. Aia făceau rugăciunile lor, aia aveau o comunicare foarte, foarte directă cu entității, ce vreau ei, cu spiritele. Și pe urmă în China, la un templu, la 4.000 ceva de metri înălțime, bineînțeles că era și aerul mai rarifiat, un templu care era din aur, avea 40 ceva de metri din aur. Și era rotund, soclu, postament. Mă uitam, intra lumea supărată, ieșeau veseli. Mă, ce-i cu ăștia? Bineînțeles că era tot timpul în nori, uh-huh. O să-i aduc filmarea. Și a fost o curiozitate, m-am așezat jos, am aprins o lumânare și am zis, Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mă, Doamne, să văd, fă, Doamne, o minune, dă norii ăștia la o parte, să văd și eu, cum spun ăștia, că aici se vede aur, aici călugării își vede fiecare își vede chakra sau ce spunea ei pe acolo, poveștile lor. Și la un moment dat, după rugăciunea mea, aveam și aparatul de filmat, am auzit o exclamație din jur, eram un grup, am înghețat, zic, mamă, vezi ce pumni au acum. Mi-am făcut semnul crucii. Când m-am uitat, efectiv, norii se dădeau la o parte. Să vezi ce înseamnă rugăciunea, din toată inima. Sincer spun. Da, și scurtă, nu... Și scurtă. Deci am spus-o deschis și scurtă. Am ajuns sus, acolo a fost chestia și m-am uitat, am vrut să filmez. Comunicam și în Tibet, și în Lhasa, și în Potala, comunicam mental cu cei de acolo. Au, în fine, sunt multe de povestit. Dar acum îți trec așa în ansamblu, să vezi ce înseamnă energia și felul cum ne rugăm noi și cum comunicăm noi cu entitățile, cu divinitatea. Și am vrut să filmez. Era un călugăr, tot bătea într-un ceaun acolo, în limba lui. Ce să-ți dai o ție bani? Am fost și puțin egoist. Ce să-ți dai o ție bani? Vorbește eu, majoritatea la toate templele care erau ofițeri. Că era armată, că era poliție, că era securitate. Asta este acolo, nu mai găsești în templu. Și zic, bă, ce să-i dai eu ăsta? Ce să-i dai eu bani? Nu-ți dau niciun bani. Ăla nu-ți dau, nu te las să filmezi. Deci îmi iau răspunsurile înapoi. Stai puțin, care e problema cu ăsta? Să tot uitam la mine, eu mă uitam la el. Am închis camera, poftim. Și am intrat pe câmpul energetic la doi tineri, pereche. Au venit foarte supărați, el mărmurit, ea la fel, jumătate așa. Și pe era în formă circulară. Eu nu știu, bazoreliefuri, nu știu, zeiți, nu știu să denumesc. Și m-am uitat la băiatul ăla. Va, zeița nu știu care, cum o chema pe aia acolo, iartă-mă, te rog frumos, uite, am fost la șeful, lucra tipul la o avicola. Mi-a dat șeful două cofraje de ouă și doi pui, am greșit, un pui l-am dus acasă și am dus numai 10 ouă, restul am dat datoria care am avut-o, mi-am cumpărat niște țuică de orez sau alcool ce aveau ei acolo. Și vreau să vă spun că acea zeiță, cum era în poziția ei, cum stătea acolo, ea tot timpul zâmbea. Și a ieșit ăsta mulțumit. Deci toate grijile, problemele, le-a lăsat acolo, a vorbit deschis. Dar aici la noi, aseară am fost la Cristi Brancu la emisiune și am auzit un preot înainte care a spus și eu nu întreb pe nimeni ce păcate are sau cum a păcătuit. Și îl felicit cu această ocazie. Deci este omul care știe să discute. Am fost odată la o biserică și două persoane erau înaintea mea și vreau să spovedească. Aici și preotul de acolo, nervos, ce probleme a fi avut, s-a rățuit la prima. I-a dat un canon, că a fost aia la ghicitoare, nu știu ce, 7 ani, nu te mai spovedești, nu te împărtășești, nu știu ce. A fost ca o caznă cam grea.
Deci să, în public se spui chestia asta, o condamnare, de ce tocmai eu sunt eu asta, oaia neagră. A doua persoană, dacă a avut niște păcate mai mari ca prima din fața ei, n-a mai spus problema, deci nu și-a mai eliberat sufletul. Nu și-a mai eliberat sufletul, da. Da, domn părinte, nu merge bine, aia nu merge, aia nu merge. Da, 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 bagă și tu acolo niște mătănii, bagă nu știu ce fac acolo sau... Și a rămas blocat. Deci de-aia de multe ori lumea își pierde încrederea. Deci lumea când vine, vine după un sprijin. Dar omul tot om rămâne, nu se schimbă niciodată. Și la mine vin persoane după 6 ani, după 10 ani, cu aceleași probleme. Deci înseamnă că nu ai reușit să te schimbi. Toate aceleași greșeli le-ai făcut pe parcurs. Suntem oameni. Haideți să vedem materialul.